Bună și bine ați venit pe canalul meu de YouTube, Crista Rost. Astăzi voi face o nouă etalare pentru ziua de luni, 23 martie 2020, pentru a afla la ce ne putem aștepta de la ziua de luni, atât din punct de vedere profesional, cât și relațional cu banii, cu sănătatea și care vor fi surprizele zilei sau care va fi vibrația generală a zilei. Așadar, atenție la scandaluri, în primul rând, atenție la nervi, da? Deci la situații conflictuale, ca mi-au sărit toate părțile din pachete, deci cum se suce și se întorc. E vorba aici de să nu intrați în conflicte legate de câștiguri, de bunăstare, să zic așa, de a avea anumite lucruri, de a fi în posesia anumitor bunuri. Și dacă mergeți la cumpărături, fiți atenți, da? Pentru că bunuri poate să însemne și ceea ce cumpărați. Pentru că se pare că există o situație conflictuală așa, lumea e mai agitată. Și haideți să vedem și la prima variantă, cum va fi ziua de luni, 23 martie, la ce vă puteți aștepta, care este vibrația generală a zilei. Voi folosi tarotul magic, pentru că are o vibrație mai puternică, mai pozitivă. Aici îmi spune că poate veți avea de-a face, atenție să nu fiți loviți pe la spate, să nu fiți trădați, înșelați. Poate că aveți de-a face cu o persoană în care nu puteți avea prea multă încredere. O persoană care mimează poate dragostea și nu prea, sau are o, se îndrăgostește pe moment, nu e ceva durabil, sau aveți de-a face cu persoane poate tinere, persoane care nu sunt foarte, nu au un caracter foarte format, să zic așa, și nu sunt nici de încredere. Da. Profesional, să știți că foarte mult contează inteligența. Cum vă folosiți inteligența? Pentru că mi-a ieșit asul de spade și spadele întotdeauna vorbesc de inteligență, de modul în care voi percepeți lucrurile și în care vă manifestați cu ajutorul inteligenței. Deci, practic, trebuie să fiți mai determinați, să aveți mai multă voință, să aveți mai mult spirit de inițiativă, mai multă forță, să vă folosiți toate calitățile, pentru că acestea vă pot duce către succes și un succes încă de durată. Da? Deci folosiți-vă abilitățile, calitățile, inteligența, experiența, da? Cunoașterea. Da? Deci perfecționați-vă în ceea ce faceți voi într-un domeniu, folosiți-vă la maxim inteligența, fiți mai logici, mai clar, să zic așa, în gânduri, în ceea ce faceți, pentru că altfel puteți să aveți parte de eșecuri, să zic așa, da? Deci să nu reușiți să faceți mare lucru, dar să fiți blocați, da? Deci voi cu ajutorul inteligenței puteți să faceți absolut orice. Puterea minții este foarte importantă, a gândurilor. Da? Folosiți-vă de acest lucru, indiferent că sunteți acasă sau sunteți la servici, la locul de muncă, indiferent în ce situație vă aflați în acest moment, mâine, din punct de vedere profesional, cu ajutorul minții, gândurilor voastre, a experienței, a logicii, a inteligenței pe care o aveți, puteți să vă rezolvați problemele foarte bine. Din punct de vedere relațional, aici mi-a ieșit luna, ceea ce îmi spune că este vorba de o energie mai mult feminină, dar este și o energie puțin, să zic așa, să nu fantasticați, să nu fiți, să nu sub-exagerați, să nu, poate că relațional exagerați în anumite situații, ori că aveți în imaginația voastră o relație cu cineva, ori că exagerați relația pe care sunteți, situația în care vă aflați cu persoana respectivă. Pentru unii poate să fie vorba și de faptul că poate veți avea de-a face cu o femeie, cu mamă, sau veți dori să fiți femeie, mamă, să fiți soție, să faceți copii, vă veți ocupa poate mai mult de viața de familie, veți fi mai casnică, spre exemplu, da? Sau pentru alții poate să fie și o situație în care să fiți atenți să nu aveți situații conflictuale, poate din cauza unei femei sau cu o femeie. Există niște lucruri ascunse, o energie puțin mai ciudată,
Da, ori prea rece, ori prea caldă, sunt niște exagerări aici, da? Niște lucruri ascunse, poate niște dușmănii ascunse, niște conflicte care pot ieși la suprafață, da? Deci atenție la provocări. Pentru alții poate să fie că trebuie să dați dovadă de mai multă creativitate în relația voastră pentru a merge înainte, da? Pentru a avea o bună relație cu cineva. Din punct de vedere al banilor, aici foarte mult contează un bărbat, un bărbat vă poate ajuta. Vă poate sprijini, poate să fie o persoană generoasă, o persoană bună, o persoană cu inima mare, să zic așa, care vă poate ajuta financiar, împrumutat de bani sau banii vă vin prin această persoană să vă dă o idee, ca să zic așa, deci toată dragostea vă ajută să vă faceți, să aveți succes la bani. Poate să fie și o persoană care se ocupă poate cu divinația, spre exemplu, și vă dăruiește mai multă energie pozitivă ca să puteți, sau cu cartomanție, ezoterismul, ca să vă puteți împlini dorințele legate de bani. Poate să fie și o astfel de situație. Că din punctul de vedere al sănătății, iar e un bărbat aici care contează, că e vorba de tată, sos, prieten, șef, frate, etc. Un bărbat are o mare influență asupra sănătății voastre, fie că e o chestiune ereditară, sănătatea voastră contează, ține foarte mult și de ceea ce ați primit moștenire din partea părinților, în special din partea tatălui, sau poate că vă influențează comportamentul unui anumit bărbat pentru sănătatea voastră, conflictele sau bunătatea. Sau... Deci, pentru că împăratul în general îmi vorbește de o persoană, poate cineva din berbec, o persoană cu energie pozitivă, dar e o persoană cu un caracter puternic, care poate dorește să facă lucrurile în felul său și aici să nu intrați cumva în conflicte cu această persoană, aveți grijă. Iar din punctul de vedere al ca și influență generală, aici mi-a ieșit un 7 de spade și spatele îmi vorbesc, când am spus, de multă inteligență, e vorba de inteligență, semnifică și suferințe care vin, poate și din modul în care acționați într-o anumită situație, care ține la fel de inteligență. Trebuie să fiți atenți, poate că este o carte destul de contradictorie și poate să semnifice și falsitate sau înșelătorie, dar un risc poate. Deci atenție să nu fiți înșelați, să nu fiți, sau să nu exagerați, pentru că v-am zis și în relații că aveți această tendință de exagerare, poate, sau aveți o stare de depresie, da? Deci poate o stare de melancolie, de tristețe, sau atenție să nu... Să nu vă încredeți prea mult în cineva, pentru că un exces de sinceritate poate vă poate cauza probleme, da? Deci sau folosindu-vă de propria voastră inteligență prea mult. Poate și acest lucru, pentru că aici v-am spus și în profesie, e o chestiune legată de inteligență, să nu vă bazați prea mult că voi sunteți cei mai tare din parcare, pentru că s-ar putea să aveți probleme tocmai din cauza felului în care voi acționați. Sunteți prea plin de voi, să zic așa, vă credeți prea deștepți. Și atunci s-ar putea să intrați în conflict de interese cu alte persoane sau în situațiile în care voi credeți că sunteți cei mai tari, să vă se dovedească că nu mai sunteți așa și depindeți de alții. Da, deci atenție, pentru că aici mi-apare o carte ciudată care mi-aduce incertitudine și foarte mult contează, aici trebuie să fiți mai mult mai corect și mai drept, pentru că vine justiția și face dreptate altfel, da, deci intervine justiția în situațiile, dacă nu respectați regulile, nu sunteți corecți, sinceri, să zic așa, da, deci... un comportament rău va fi pedepsit, ca să spun cu alte cuvinte, da? Deci nu vă folosiți în mod negativ inteligența. Cam asta este pentru cei care și-au ales prima variantă și haideți să vedem și la doua variantă. Ups, la voi se grăbește 5 de cupe. Voi aici poate aveți niște regrete. Poate ar trebui să nu plângeți după laptele vărsat, să zic așa, da? Deci ce s-a spus? Toburile nu mai se lipesc, să zic așa, da? Deci cupa iubirii s-a cam spart. Și nu prea mai, cioburile nu mai refac, să zic așa, o relație. Să vedem. Sau aveți așa o stare de nostalgie, de tristețe pentru niște lucruri care s-au petrecut mai de mult sau ce n-ați reușit să terminați să faceți. Haideți să vedem. Așadar, ce se întâmplă pentru luni, 23 martie, pentru persoanele care și-au ales a doua variantă, florii albe. Vă este aici cavalerul de spade și luna. Și voi aici aveți un bărbat care dorește să facă dreptate, dorește să-și facă dreptate sau să facă dreptate, dorește să vă apere poate. Sau poate să fie și o persoană care e puțin mai dură,
mai ironică, mai rece, mai distantă, cineva poate mai tânăr, e o situație tânără, ceva recent aici, luna vorbește de o energie feminină, de o energie mamei poate, sau de faptul că vă doriți copii, să faceți o familie, sau atenție și la dușmânii ascunse, poate chiar acel tânăr vă este dușman, da? Poate e o persoană cu care, pe care voi ați respins-o, ca femei, spre exemplu, ați respins o persoană mai tânără și această persoană încearcă acum să se răzbune, poate să fie și o astfel de situație. Să vedem. Din punct de vedere profesional, va ieși regele de bâte. Ceea ce vorbește despre faptul că vă puteți poate baza pe un bărbat sau tot ce faceți voi este, aveți un spirit de inițiativă, să zic așa, aveți multă cunoaștere, aveți multe putere, sau acest bărbat vă poate ajuta, sprijini, dar poate să fie profesional, sunteți, în, să zicem așa, în siguranță, sunteți într-o situație de succes. Poate că aveți, ați moștenit din partea tatălui, spre exemplu, o anumită abilități, o anumită inteligență care vă ajută pe voi să vă descurcați profesional. Da? Deci este foarte posibil să, să fiți o persoană care să fiți matură sau proiectul vostru, situația în care sunteți, ajunge la maturitate, obțineți rezultatele muncii voastre, aveți idei, aveți, să zicem așa, sunteți iluminați. Da, sunteți persoane care cunoașteți înțelesul ascuns al lucrurilor și puteți să fructificați. Din punctul de vedere al relațiilor, aici mi-a apărut optul de monede, ceea ce îmi spune că voi sunteți poate într-o perioadă creativitate sau va trebui să dați dovadă de mai multă creativitate. Aici e o chestiune și la voi, deocamdată relațiile mai mult poate sunt bazate pe sex decât pe sentimente. Sau va trebui cumva poate să vă angajați mai mult ca să vă, să vă doriți mai mult o relație. Trebuie să vă demonstrați niște abilități, să zic așa. Trebuie să fiți foarte, o persoană foarte bună, poate, spre exemplu, ca să aveți o relație cu cineva, trebuie să fiți foarte bune la pat, spre exemplu, ca să rămâneți într-o relație cu cineva. Poate să fie și acest lucru. Sau să fiți voi foarte dispuși să lucrați în, la relația la care, în care sunteți sau să aveți o relație, să faceți pașii respectivi, să fiți creativ, să fiți mai veseli, mai bucuroși, mai fericiți, să fiți fericiți pur și simplu, să aveți o stare de pozitivitate pentru această situație, da? În care sunteți sau pe care vă doriți. Da? Deci imaginați-vă cu mai mult entuziasm relația în care sunteți sau pe care vă doriți. Din punctul de vedere al banilor, aici mi-a apărut cupele, ceea ce îmi spune că niște idei încep să dea rezultate, să zic așa, începe să vă iasă să zic așa, ploile, cum vreți voi. Da, deci pentru unii poate să fie vorba și că sunteți puțin cam nostalgici, poate că aveți regrete legate de ceea ce ați consumat, ce ați cheltuit, de banii pe care i-ați cheltuit sau de ocaziile pe care le-ați pierdut, dar totuși mai aveți încă resurse, încă mai aveți variante, nu este o problemă. Din punctul de vedere al sănătății, aici mi-a apărut doiul de bâte, ceea ce îmi spune că voi încercați cumva să vă, să poate stați mai mult acasă, vă ocupați mai mult de sănătatea voastră acasă acum, vă odihniți mai mult, vă încercați să vă faceți cuibul, să zic așa, cât mai confortabil. Sunteți plini de energie, plini de entuziasm, v-ați reușit să vă, să zicem așa, să vă realizați, să vă puneți la adăpost, să zicem, din punct de vedere al sănătății. Da, deci v-ați întărit sistemul imunitar, v-ați stați acasă, nu ieșiți, da, aveți confortul de care aveți nevoie, siguranța de care aveți nevoie din punct de vedere al sănătății. Iar influența generală a zilei de luni, 23 martie, este cinciul de basto, de bâte. Ceea ce vorbește că poate ar trebui să aveți așa un aer de petrecere, să fiți mai pozitiv, mai petrecăreți, să zic așa. Da? Să încercați cumva poate să nu intrați în conflict, în competiție cu alții. E posibil pentru unii dintre voi să fie nevoie să vă treziți în situația în care ar trebui poate să vă apărați punctul de vedere.
Dar în orice caz, voi sunteți într-o situație de creștere, sunteți într-o situație emoțională, cresc sentimentele în voi, vă cresc ideile, vă cresc veniturile, vă crește importanța în viața, în fața celorlalți, chiar dacă sunteți într-o competiție, chiar dacă aveți rivalități. Voi oricum reușiți să depășiți obstacole datorită capacităților voastre, că vă aveți aici din profesie, că v-a ieșit această, parcă aveți o moștenire solidă din ereditară, poate chiar de la tată, spre exemplu, sau sprijinul tatălui, sau unui bărbat care vă sprijină, vă este alături în situații dificile profesional. Da, deci nu aveți de ce să vă temeți, aveți o moștenire importantă. Sau, mă rog, un loc stabil de muncă sau o situație pe care v-ați făcut-o voi stabilă datorită experienței, cunoașterii voastre, iluminării voastre, da? Și aveți și creativitatea aici în relații, aveți, cu toate că aici, din punct de vedere al banilor, poate voi ați cheltuit, ați risipit, ați pierdut ocazii, dar încă mai aveți bani care să vă vină, mai aveți ocazii și cuibul vostru este sigur, să zic așa, sănătatea voastră este sigură, da? Și aici... Trebuie să știți voi doar cum să nu intrați în conflicte, pentru că e posibil că va trebui să vă apărați poziția, dar veți reuși să depășiți obstacolele datorită faptului că sunteți suficient de puternici, de maturi, că veți ieși de aici, că aveți suficientă maturitate ca să știți să depășiți obstacolele și cum să le depășiți. Și haideți să vedem și la a treia variantă, la floarea roz, vedem la voi. La ce să vă așteptați luni, cum va fi ziua de luni pentru voi, care sunt vibrațiile generale ale zilei. Apoi aici se grăbește. Aici inteligența și la voi asul de spade și cinciul de cupe, ceea ce spune că sunteți poate într-o stare de tristețe, de nostalgie, dar cu puterea minții puteți să vă alungați aceste gânduri negative, această tristețe, să nu mai puteți repara ce s-a stricat, dar puteți să mergeți mai departe cu o gândire pozitivă, da? Deci folosiți-vă inteligența, experiența, cunoașterea pentru a găsi soluții, fiți mai logici, mai practici, mai pragmatici. 10 de cupe, ceea ce îmi spune că, și mi-a ieșit aici și stelele și 10 de cupe, ceea ce îmi spune că voi puteți avea succes profesional, financiar sau relațional maxim, da? Deci de stelele vă sprijină, vă sunt favorabile și puteți avea chiar o reușită sentimentală foarte mare, chiar să vă bucurați, să vă împăcați, să vă... Cunoașteți perechea, chiar dacă nu aveți pe nimeni sau ceva frumos se poate întâmpla relațional, în orice caz, sau profesional. Aici, profesional, din păcate, trebuie să vă faceți o clarificare. Pentru unii poate chiar să vă rupeți în acest moment de serviciu, să stați acasă, poate, da? Sau va trebui să renunțați la serviciul care îl aveți sau să clarificați ceva, da? Să vă puneți să aveți mai multă claritate în ceea ce aveți de făcut. Sau în relațiile cu ceilalți de la locul de muncă, da? Deci există posibilitatea să nu vă iasă planurile mâine, da? Pentru ce v-ați propus voi din punct de vedere profesional, pentru că mi-a ieșit moartea și moartea vorbește și de o rupere, de un faliment, de ceva care nu, un eșec, ceva care nu funcționează, ori într-o relație, ori în relațiile cu șefii, cu colegii, să nu găsiți înțelegerea de care aveți nevoie, să vă certați, nu știu dacă de aproape să vă certați, dar care să vă despărțiți, să zic așa, sau pur și simplu profesional este momentul să vă rupeți de servicii în acest moment, să stați acasă. Din punctul de vedere al relațiilor, aici în schimb mi-a ieșit 4 de băte, ceea ce îmi spune că aveți, să zicem așa, o bună relaționare cu ceilalți, cu un succes în orice caz, sau, mă rog, se culegeți rezultatele eforturilor voastre din punct de vedere relațional, poate să fie o perioadă de liniște, de bunăstare, să zic așa, în relațiile cu ceilalți. Vă dedicați poate vieții de familie, da? Pentru că vieții de familie, vieții de cuplu, copiilor, soțului, soției, da? Sau aveți o bună colaborare cu cei cu care interacționați, deci relațional nu aveți probleme. Din punctul de vedere al banilor, aici mi-au ieșit din stelele, ceea ce îmi spune că veți avea succes. Deci aveți succes să câștigați bani, să vă vină bani, apar noutăți, vești bune, aveți ocazia să vă îndepliniți o dorință.
Deci va fi bine și cu banii. Iar din punctul de vedere al sănătății, aici mi-a ieșit carul, energia săgetătorului, ceea ce îmi vorbește despre faptul că voi poate aveți mai multă energie. Dar atenție și la inițiativele voastre, da? Încercați să nu fiți atenție cum vă cum reacționați, cum acționați, da? Să nu vă dați peste cap, să nu faceți eforturi prea mari, să nu vă obosiți prea tare, da? Pentru că puteți să ieșiți victorioși. Atenție la drumul la călătorii, poate ar trebui, poate că drumurile vă sunt blocate și astea vă stresează, da? Deci, posibil să aveți și niște rivalități, niște competiții, să zic așa, niște lucruri care să vă enerveze. Poate provine deja de la planul profesional și acest lucru, această stare de blocaj vă enervează, știți? Și atunci țineți-vă sub control, gestionați-vă sentimentele, emoțiile, instinctele, să zic așa, nervii, pentru că puteți să aveți o zi bună din punctul de vedere al sănătății, depinde de voi. Iar din punctul de vedere al vibrația generală a zilei, e și 7 de monede, ceea ce îmi spune că voi veți avea bună stare, să zic așa. Deci sunteți într-o stare de bogăție sufletească, dar și bunăstare materială, da? Pentru că 7 de monede îmi vorbește despre bani, în primul rând, îmi vorbește de idei, poate aveți o idee așa mai deosebite care vă fac să vă aducă bani, sau sunteți mai organizați, pentru că de aici mi-a ieșit de la sănătate acest card care îmi vorbește despre organizare, trebuie să gestionați bine niște situații, veți reuși să controlați niște situații, să le gestionați bine și această planificare înțeleaptă a voastră vă aduc ce recompense. Da, deci aveți o perioadă, o situație stabilă în viața voastră și pentru că aici profesional mi-a ieșit moartea, ceea ce spune că trebuie să reflectați poate asupra unor situații legate de profesie. Deci trebuie să dați dovadă poate de inventivitate, să găsiți alternative și veți găsi că aveți stelele care vă inspiră, da? Aveți idei, aveți inspirație, divinitatea acum e dispusă să vă îndeplinească dorințele, să vă ajute, să zicem așa, influențele astrale sunt benefice în acest moment, există suficientă energie pozitivă ca să vă realizați visele, da? Și puteți să gestionați, să vă arătați calitățile, aptitudinile, să zicem așa, experiența, să vă puneți în... A trebuit poate să vă schimbați puțin o idee, un mod de viață, ceva din punct de vedere. Reflectați mai mult pentru că veți avea reușită, da? Deci nu trebuie să fiți neliniștiți, nu trebuie să aveți temeri, da? Deci să nu vă fie teamă de să schimbați ceva în viața voastră, să vă schimbați direcția, să zic așa, da? Pentru că veți reuși. Cam asta e tot ce pot să spun și pentru a treia variantă, pentru floarea roz. Eu sper că v-au plăcut aceste predicții, că v-ați regăsit în ele pe voi și situațiile la care v-ați gândit și că luni, ziua de luni vă va aduce numai succes pe toate planurile. Și vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine pe canalul meu de YouTube, Crista Rod. Și dacă încă nu sunteți abonați, nu sunteți înscriși, de fapt, pe acest canal, vă invit să o faceți, lăsați-mi și feedback-ul vostru, mesajele, cum vedeți aceste predicții și dacă vă ajută, dacă v-ați regăsit în ele, dacă vă sunt de folos. Și vă doresc în continuare o duminică plăcută, o zi de luni excelentă din toate punctele de vedere și, bineînțeles, multă sănătate și să iubiți și să fiți iubiți. La revedere!